fac apel la mass media, astfel încât să transmită acest mesaj, astfel încât informația corectă să ajungă la pensionari. Repet mesajul. Nicio pensie nu scade în urma recalculării. Din contră, cei mai mulți, adică peste 82% dintre pensionari, vor primi mai mult. Indiferent de rezultatul recalculării din decizia primită de la Casa de Pensii, toți pensionarii vor primi în septembrie și în lunile următoare o pensie cel puțin egală cu cea din luna august. Nimeni nu va primi mai puțin. Mă adresez acum pensionarilor care, în decizia primită de la Casa de Pensii, au un cuantum mai mic în urma recalculării. Stimați pensionari, pensia dumneavoastră nu scade. Noua lege a pensiilor garantează că pensionarii vor primi cuantumul cel mai favorabil, indiferent de rezultatul recalculării. Deci, dacă în decizia de recalculare punctajul, rezultat, indică o valoare mai mică decât pensia pe care ați primit-o în luna august, atunci veți rămâne cu pensia mai avantajoasă, adică pensia lunii august. Scrie negru pe alb și pe deciziile de recalculare pe care le-ați primit sau urmează să le primiți. Se menține cuantumul pensiei stabilit și aflat în plată anterior recalculării de la 1 septembrie 2024 de, conform articolului 144, aliniatul 6 din legea 360/2023. Deci nu va scădea nici un leu pensia dumneavoastră. Dar ca toate lucrurile să fie clare și lipsite de orice echivoc, veți primi în următoarele săptămâni o confirmare oficială din partea Ministerului Muncii și a Casei Naționale de Pensii Publice că pensia dumneavoastră nu scade. Cea mai bună confirmare pentru ceea ce spun va fi însuși cuponul de pensie aferent lunii septembrie. Am fost întrebată ce pensii au un cuantum mai mic după recalculare și rămân cu pensia care este acum în plată. În general, sunt două categorii de pensionari în această situație. Indemnizația socială pentru pensionari, care nu scade sub 1.281 de lei, fiindcă începând cu 1 septembrie, beneficiarii de indemnizație socială vor continua să primească suma minimă garantată de 1.281 de lei, indiferent de cuantumul rezultat în urma recalculării. În urma recalculării, dacă pensia este mai mică de 1.281 de lei, suma, diferența, se suportă de la bugetul de stat ca și până acum. Cei care au avut un avantaj la pensie și primeau mai mulți bani decât alți pensionari care au muncit și contribuit la fel, ei au avut deja avantajul pe care alți pensionari îl obțin acum și a căror pensie crește în urma recalculării. Ei bine, domniile lor nu pierd acest avantaj, pentru că își păstrează pensia mai favorabilă. Deci chiar dacă nu le crește pensia acum, acești pensionari nu vor pierde niciun leu la pensie. Așa realizăm scopul principal al legii de a elimina inechitățile din sistem. Este prima dată când toate pensiile din sistemul public din România sunt calculate după aceeași formulă, astfel încât să fie eliminate inechitățile care apăruseră în funcție de legislația care s-a aplicat la momentul ieșirii la pensie. În spatele reformei este o muncă minuțioasă de evaluare, dosar cu dosar, a situației fiecărui pensionar din România. La preluarea mandatului meu erau evaluate
aproximativ 70% din dosarele pensionarilor din România, mai erau de evaluat peste 1 milion de dosare de pensie, majoritatea fiind dosarele cele mai complexe care fuseseră lăsate la urmă. În mai puțin de un an s-a finalizat evaluarea acestor dosare, s-a elaborat legea și normele de aplicare și s-a finalizat recalcularea. Toți acești pași pe care i-am făcut împreună cu colegii de la Casa Națională de Pensii Publice, împreună cu colegii de la casele teritoriale de pensii, împreună cu colegii din minister, toți acești pași aduc creșterea echitabilă și sustenabilă a pensiilor. Toți acești pași i-am făcut cu gândul la pensionari și cu gândul la nevoia de a avea justiție socială. Repet, avem un număr de 700.000 de pensionari cărora nu le va crește pensia în urma recalculării. Aceștia au avut un beneficiu suplimentar până acum, când valoarea pensiei lor era mai mare decât a altor pensionari care au muncit și contribuit la fel. După 1 septembrie, prin creșterea celorlalte pensii, se ajunge la echilibrul pe care ni l-am dorit și pe care ni-l cer oamenii, pe care ni-l cere și dumneavoastră. Adică, pentru muncă și contribuții egale, să avem pensii egale. În general, printre acești 700.000 de pensionari, cărora nu le va crește pensia după recalculare, avem două categorii. Cei cu perioade de contributivitate foarte scurte și cei care au obținut pe legislație anterioară beneficii mai mari decât corespondentul contribuțiilor plătite în timpul activității. Ei bine, o altă veste bună este că avem peste 90.000 de pensionari beneficiari de pensie minimă socială care în urma recalculării vor primi mai mulți bani. Prin noua lege a pensiilor am realizat două obiective importante. Am realizat reforma pensiilor, adică pensii egale pentru muncă și contribuții egale, nu vor mai fi pensionari care au muncit la fel, dar care au pensii diferite, și vom avea un mecanism de creștere continuă și sustenabilă a pensiilor. În lege s-a introdus un mecanism care garantează creșterea pensiilor fără a crea dezechilibre bugetare. Este important de știut că, de asemenea, a fost eliminat pragul de 9,4% pentru cheltuielile din PIB cu pensiile, care ar fi putut duce la înghețarea pensiilor românilor până în 2070. Recalcularea reflectă contributivitatea. Repet, recalcularea reflectă contributivitatea. Pot înțelege că există nemulțumiri, dar sunt convinsă că pe măsură ce pensionarii vor primi pensiile în septembrie, numărul celor mulțumiți va fi semnificativ. Chiar dacă aceștia nu își manifestă mulțumirea la un mod entuziast, sunt convinsă că pensionarii simt că li s-a făcut dreptate. Mi-aș dori ca și lor să li se audă vocea. În medie, creșterea va fi de 26,65%. Așadar, vorbim de o creștere cumulată de peste 40% în acest an. Pentru cei mai mulți dintre pensionari, aceasta înseamnă o creștere reală, semnificativă a puterii de cumpărare. Acesta a fost un obiectiv major al meu ca ministru al muncii în guvernul Ciolacu. Cu privire la procesul de recalculare și la interacțiunea pensionarilor cu casele teritoriale de pensii, îi adresez rugămintea domnului președinte Daniel Baciu, președintele Casei Naționale de Pensii Publice, la rândul domniei sale, să vă ofere toate explicațiile. La finalul conferinței de presă o să vă punem la dispoziție și date statistice realizate în urma
finalizării recalculării de colegii noștri de la Casa Națională de Pensii Publice, care reflectă și susțin tot ceea ce eu astăzi am declarat astăzi aici în fața dumneavoastră și mai ales ceea ce se va regăsi atât pe cuponul de pensie, dar și în buzunarul și în viața românilor după 1 septembrie. Vă mulțumesc tuturor pentru că am abilitatea ca astăzi să fiți aici și vă adresez rugămintea să duceți mesajul nostru tuturor pensionarilor și pensionabililor. Mulțumesc! Domnule președinte, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamna ministru. Vreau să vă spun că această reformă în sistemul public de pensii este cea mai amplă reformă care s-a făcut vreodată în sistemul public, cel puțin în ultimii 50 de ani de zile. Ea a vizat efectiv recalcularea peste 4,8 milioane de dosare de pensie. A fost un proces foarte amplu și laborios care s-a întins pe aproape 3 ani de zile. Am reușit să verificăm în primul rând toate dosarele. Vreau să vă spun că în casele teritoriale de pensii sunt dosare în plată de peste 35 și chiar 40 de ani în plată. Nici nu exista tehnică de calcul la vremea respectivă. A trebuit pe toate aceste dosare să le aducem într-un format electronic de ultimă generație. Practic am făcut și digitalizarea acestor dosare din sistemul public de pensii. Vreau să vă spun că până în prezent au fost transmise către pensionari peste 4,1 milioane de decizii, este cifra pe care am primit-o de la Compania Națională Poșta Română. Așa cum, după cum bine știți, s-a solicitat în guvern ca să dăm o situație cu privire la numărul de pensionari care ni s-au adresat în această perioadă, fie prin audiențele pe care colegii mei le-au asigurat zi de zi, fie prin birourile de relații cu publicul existente în fiecare casă teritorială de pensie, fie chiar transmise în format electronic. Vreau să vă spun din start că acești pensionari sunt îndreptățiți să primească aceste informații și este normal și firesc ca în această perioadă să avem o afluență mai mare de pensionari la casele teritoriale de pensii, pentru că este o lege nouă, așa s-a întâmplat de fiecare dată când s-a schimbat o lege în sistemul public și oamenii sunt dorniți să afle toate informațiile cuprinse în această decizie de recalculare. Din acest considerent, eu am cerut colegilor mei să aibă toată disponibilitatea în această perioadă să transmită toate informațiile pe care le solicită pensionarii în această perioadă. Este normal, ei merită aceste răspunsuri din partea colegilor de la casele de pensii. În perioada de practic de vineri, de când am început procesul de transmitere a acestor decizii de pensionare către pensionari și până astăzi, am avut la nivel național un număr de 9170 de audiențe pe care colegii mei le-au acordat pensionarilor în această perioadă. Pe lângă aceste audiențe am avut sesizări la birourile de relații cu publicul, cât și în formă electronică, încă aproape 2400 de asemenea cerințe. Dacă vedeți, este vorba despre 11.500 de persoane care ni s-au adresat în diverse forme în această perioadă. Din aceste 11.500 de persoane, am găsit un număr de 1.000 de cazuri, 1.090 de cazuri, în care se impune revizuirea deciziilor de recalculare, reprezentând un procent de 0,024% din aproape 4,6 milioane de decizii care le-am emis în prezent. Deci procentul este foarte, foarte mic. Restul pensionarilor care ni s-au adresat la casele teritoriale de pensii au plecat, au fost lămuriți, puteți să verificați chiar dacă mergem acum la orice casă teritorială de pensii, veți vedea că nu mai este niciun pensionar. De obicei avem o afluență la prima oră a dimineții, până la prânz lucrurile se rezolvă. Toată lumea primesc informațiile necesare.
Vreau să le mulțumesc pe această cale colegilor mei. Nu vreau să par cuvinte mari, ei au fost adevărați eroi în această perioadă, pentru că s-a lucrat și până la orele târzii ale nopții, chiar la miezul nopții, în aceste ultimele săptămâni, pentru că am fost conștienți de apăsarea mare care există și așteptările din partea pensionarilor. Și exact cum a spus doamna ministru, cel mai important lucru, că în acest proces de recalculare avem bază legală, după cum bine știți, este vorba de articolul 144 din lege, nicio pensie nu va scădea. Nu am urmărit lucrul acesta, am urmărit să facem dreptate în rândul pensionarilor, aplicând aceeași formulă de calcul tuturor pensionarilor, atât cei în plată și cei care vor urma de la 1 septembrie, respectând un principiu de bun simț. La contributivitate egală va trebui să avem pensii egale în plată. Mulțumesc. Astăzi, în fața dumneavoastră, sunt doar o parte dintre colegii care au lucrat pentru elaborarea și operaționalizarea legii 360 pe 2023. Îi mulțumesc public pentru tot efortul pe care l-a făcut, fiindcă în absolut toate discuțiile de la Comisia Europeană și în cadrul grupurilor de lucru pe care le-am avut, la nivelul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale a avut un rol cheie doamnei secretar general al Casei Naționale de Pensii Publice, Vasilica Robu, colegei mele, doamnei director general al Direcției Generale PNRR, doamna Ștefania Andreescu, și, nu în ultimul rând, colegilor mei din partea stângă, domnului secretar de stat Stanciu, care răspunde atât de partea de asigurări sociale, de pensii, cum le cunoaștem cu toții, și doamnei director Jugănaru, care este directorul Direcției de Asigurări Sociale din Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. Veniți mai aproape de mine, domnule secretar de stat, și dumneavoastră, domnule director, și domnului director general al Direcției Generale Juridice din Ministerul Muncii, domnul Corjescu. Ei bine, v-am invitat astăzi la Ministerul Muncii, fiindcă îmi doresc, cu ajutorul dumneavoastră, mesajul real să ajungă la pensionari. Contez pe dumneavoastră pentru asta și vă stăm la dispoziție pentru întrebări. Doamna ministru, vă asumați în momentul de față o comunicare deficitară cu privire la pensii, pentru că am văzut foarte mulți pensionari care s-au speriat atunci când au primit decizia de recalculare, pentru că le-a scăzut pensia. În realitate, aceștia nu au o pensie scăzută, însă foarte mulți dintre ei s-au speriat pentru că pe decizia de pensionare nu scria foarte clar că de la 1 septembrie nu va scădea nicio pensie. Avem precizare pe decizia de pensie, pe fiecare decizie de pensie, avem este precizarea... de lemn în care se face referire la niște, la lege, practic, și oamenii pur și simplu nu înțelegeau acest aspect. Tocmai de aia foarte mulți dintre ei s-au dus la casele de pensie. Bun, este textul din lege, fiindcă discutăm despre un document oficial, dar textul de lege apare explicit înscris pe deciziile de recalculare, acolo unde avem un cuantum rezultat în urma recalculării care ne va duce în situația de a menține cuantumul în plată. O altă problemă care s-a pus în spațiul public, o măsură care s-a discutat, este vorba despre cea prin care pragul de neimpozitare a pensiilor să crească de la 2.000 la 3.000 de lei și inclusiv se discuta că această măsură se aplice odată cu noua lege a pensiilor de la 1 septembrie. Ce se întâmplă cu acel prag? Va fi majorat? Noi, în acest moment, avem în aplicare legislație incidentă cu privire la pensii care spune că suma sub 2000 de lei nu este impozitată, suma peste 2000 de lei, peste pragul de 2000 de lei, este impozitată cu 10%. Cu alte cuvinte, dacă avem o pensie de 2800 de lei, cei 2000 de lei sunt neimpozabili, diferența de 800 de lei sunt impozabili cu 10%, adică 80 de lei. În acest moment, noi am finalizat procesul de recalculare, iar
Sigur, toate aceste aspecte care țin de politica fiscal-bugetară sunt aspecte care se discută și țin și de colegii noștri de la Ministerul Finanțelor. Avem în permanență discuții cu domnul ministru al Finanțelor, dar și cu colegii de la Ministerul Finanțelor. Avem o colaborare excelentă, dar, după cum bine știți, în acest moment, principala noastră prioritate a celor de la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a fost să finalizăm cea mai ambițioasă reformă a pensiilor din 1966 până astăzi, de la legea 27 pe 1966, și spun fără a greși asta, până astăzi, cu privire la sistemul public de pensii. Și cum lucrurile temeinice se fac, știm bine cu toții, pas cu pas, în următoarele etape, împreună în guvern, cu toții vom găsi de fiecare dată cele mai bune soluții pentru pensionari. Da, am primit ieri această sarcină de la domnul premier Marcel Ciolacu. Cei de la Secretariatul General al Guvernului ne-au transmis-o deja în formă scrisă ieri după amiază. Colegii de la Casa Națională de Pensii Publice au pregătit deja un model pentru asta și împreună vom discuta toate aspectele operaționale, astfel încât să venim în fața dumneavoastră cu toate aceste informații. Ne puteți spune că are uite prin poștă sau cum vor fi distribuite? Cum ajung la pensionar? Dumneavoastră mă cunoașteți bine și știți că de fiecare dată întâi am gândit în amănunt toate procesele, după care am venit și am comunicat. Unii dintre dumneavoastră ați considerat că vă este mai ușor ca noi să spunem de fiecare dată ceea ce intenționăm să facem. Alegerea mea, fiindcă de miniștri care au intenționat să facă și n-au făcut, cred că am obosit cu toții. Maniera mea de a face lucrurile a fost ca întâi să le fac și după aceea să le comunic. Motiv pentru care am primit ieri sarcina de la domnul premier Marcel Ciolacu, o vom duce la îndeplinire și da, vă vom comunica toate aspectele operaționale legate de asta chiar astăzi. După conferința de presă avem o întâlnire cu colegii de la Casa Națională de Pensii Publice, astfel încât și aceste aspecte operaționale să fie gestionate corect. Vorbeați de 1090 de cazuri în care se impune revizuire, încă nu au fost distribuite toate deciziile de pensionare. Din estimările pe care dumneavoastră le aveți, câte decizii sunt în acest moment greșite sau calculate eronat? Și de asemenea, pentru pensionarii care au aceste decizii greșite, ce bani vor primi în septembrie? Bun, aici o să-i adresez rugămintea domnului președinte Baciu să vă răspundă. Deci, exact cum v-am spus adineaori, există în momentul de față 1000 de decizii, în momentul în care avem deja peste 4,1 milioane de decizii expediate către pensionari. Mai avem foarte puțin și acest proces se finalizează. Începând cu luna septembrie, aceste decizii vor fi revizuite. Către colegi... V-am spus că începând cu luna septembrie, chiar de la începutul lunii, colegii noștri vor lucra la revizuirea acestor decizii. Vreau să vă spun că procentul este de 0,024% din număr. Noi am făcut deciziile cu ideea de a fi corecte, dar v-am zis, în momentul de față, la nivelul care s-a lucrat în ultima perioadă, v-am zis că s-a lucrat până noaptea târziu,
colegii mei sunt oameni până la urmă și avem acest procent pe care suntem pe principiu, eu vreau să vă spun că suntem pe principiu că orice greșeală va fi remediată. Și acest lucru îl vom face. Oamenii care au decizia greșită, practic, în acest moment nu știu ce pensie vor primi în septembrie. Asta nu, nu este adevărat. Pensia la luna septembrie va fi la nivelul cuantumului din pensia din luna august. Bineînțeles. Exact așa s-a făcut. S-a luat dosarul și s-a văzut că au fost, în general, am avut erori la niște dosare foarte complexe, care au avut zeci de recalculări. Adică după ieșirea la pensionare, oamenii au mai lucrat încă și au venit an de an și și-au depus recalculări. Nu toate, avem dosare și cu 20-30 de recalculări ulterioare pensionării. Aceste recalculări, dacă n-au fost foarte clar evidențiate în procesul ăsta de evaluare și avem una singură care nu s-a luat în calcul, automat toată decizia de recalculare nu mai reprezintă realitatea și acestea sunt la dosarele foarte grele, foarte complexe. Să știți că astăzi dimineața am primit un dosar, un pensionar de bun simț și cu conștiință, în care a reclamat că a primit mai mult decât îi se cuvine. Da, și este un pensionar din județul Galați și am dat această decizie spre verificare. Cât de mult era? Era vorba de ger de 100 și ceva de lei. Bun, trebuie să știți că 1. Toate dosarele de pensie au fost evaluate. 2. După evaluare s-a făcut recalcularea, care s-a făcut pe baza algoritmului introdus în softul de recalculare. Ulterior, toate aceste fișiere au fost verificate de colegii noștri din casele teritoriale de pensii. Prin urmare, după cum arată și datele preliminare, opinia noastră este că erorile sunt cazuri izolate și că în cazul erorilor, acestea vor fi verificate, vor fi revizuite, iar drepturile pensionarului nu vor fi diminuate niciun fel. Drepturile pensionarului vor fi revizuite prin decizia de revizuire. Acum, colegii noștri de la Casa Națională de Pensii Publice, de altfel, după cum au și articol în lege, fiindcă există posibilitatea revizuirii dosarului de pensionare, de recalculare, atât la inițiativa casei de pensii din oficiu, dar și la inițiativa pensionarului. Colegii noștri de la casele teritoriale de pensii, imediat ce am terminat recalcularea, continuă să facă aceste verificări, astfel încât să avem cât mai clară situația cu privire la acestea și să avem cât mai puține erori. Doamne, în cazurile acestor erori, au fost erori ale sistemului sau a fost vorba de o eroare umană? Pentru că astăzi dimineața am primat la Casa de Pensii de la Info. Am găsit o doamnă care, pe decizie de pensionare, avea 40 de ani de muncă. Iar ulterior, când i-a venit decizia de recalculare, pe decizie avea 8 ani de muncă. Cum se produc aceste erori? Pentru că este o diferență uriașă. Stimată doamnă, să știți că din analiza făcută de colegii noștri de la Casa Națională de Pensii Publice, acolo unde s-au constatat erori, într-o mare măsură, acestea s-au datorat, sunt din cauza introducerii în mod eronat a datelor din dosarul fiecărui pensionar, atunci când s-a făcut trecerea acestora din format electric în format electronic. Cu alte cuvinte, când colegii noștri, cei care sunt personal contractual aferent
procesului de evaluare. Au luat dosarul de pensie din arhivă și datele din dosarul de pensie le-au trecut în format electronic, au existat situații în care au introdus aceste date eronat. Făcând acest lucru, în momentul în care softul ne-a permis, pe baza algoritmilor de calcul, recalculare, s-a făcut, practic, o recalculare în baza unei ipoteze care a fost greșită, pe baza unor date care au fost introduse eronat. Ipoteza fiind greșită și rezultatul a fost eronat. Dar, repet, fiindcă este foarte important ca toți pensionarii să știe. 1. Cea mai mare parte a dosarelor de pensie care au fost recalculate sunt recalculate corect. Și vă rog să transmiteți aceste informații tuturor românilor. Fiindcă este păcat să nu se vadă munca noastră și interesul public pe care îl atingem prin această reformă. Repet, colegii noștri pot avea erori și dumneavoastră poate aveți momente în care aveți erori, dar dacă vom constata că acestea există, toate acestea vor fi îndreptate astfel încât fiecare pensionar să beneficieze de drepturile de asigurat pe care le are. Din informațiile noastre am înțeles că au fost trimise decizii de recalculare și persoanelor decedate, dar aceste decizii au fost o parte dintre ele oprite de la distribuirea lor. Ce se întâmplă în acest caz? De ce s-a ajuns în această situație? Bun. Domnul președinte, dacă nu am cunoștință despre astfel de situații, dar dacă astfel de situații există... Nu știu de unde aveți aceste informații, precum că aceste decizii ar fi oprite de la poștă, dar este posibil ca persoana respectivă să fi decedat poate chiar în luna august sau în luna iulie și nu s-a făcut o actualizare practic a bazei de date, timpul fiind foarte scurt și am lucrat la o viteză care, nu știu, câți dintre dumneavoastră reușea să țineți pasul cu această perioadă prin care, în momentul de față, colegii mei trec. Doamna ministră, este prevăzut sistemul să se facă reverificări din timp în timp, având în vedere că eroarea este umană și ar putea să... Dar să știți că noi avem niște mecanisme la nivelul Casei Naționale de Pensii în care noi facem aceste verificări, se iau eșantioane, nu este o noutate, avem corp de control în cadrul Casei Naționale de Pensii și tot timpul se fac verificări. Tot timpul s-au făcut aceste verificări, iar procedura de revizuire este una normală care se face și nu neapărat acum în perioada aceasta recalculării. Ori de câte ori se găsește o greșeală, normal, trebuie remediată și acest lucru vom face și noi. Situația fiecărui nevăzător depinde de la caz la caz. Și ieri am avut întâlnire cu Asociația Nevăzătorilor și voi continua să am, fiindcă mă interesează bunăstarea și demnitatea acestor persoane. Noua lege a pensiilor, sigur, este fundamentată pe contributivitate, dar pentru respect și demnitate pentru aceste persoane vine și cu punctaj suplimentar pentru acestea. De 0,5 puncte pe an pentru cei încadrați în handicap grav și 0,25 pentru cei în handicap accentuat. Sigur, este important ca aceștia rămân cu cuantumul în plată și vom fi atenți permanent la situația domniilor lor, astfel încât să le adecvăm veniturile, fiindcă înțelegem exact situația dânșilor și sigur suntem aici pentru a găsi soluții. Vă mulțumesc. Cei peste 700.000 de persoane care nu se vor bucura cumva de indexare se întreabă de ce nu au fost anunțați că în urma indexării, de fapt, indexarea se va face la suma mai mică.
Și, și... Deci au pus fața acum un șoc cumva, când văd pe decizie de fapt și, de și, 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 și aici. Să știți că dintre cei 700.000 vor fi numeroși pensionari care vor beneficia de toate majorările ulterioare. Deci dumneavoastră nu trebuie să generalizați, fiindcă la fiecare dintre dânsii depinde de cuantumul pensiei. Aș vrea, aș vrea să, să completez. Da, o să vă spun eu. Gândiți-vă că acei 700.000 de persoane unde într-adevăr în, în subsolul deciziei se spune foarte clar în limba română că rămân cu pensia din plată și chiar se indică cuantumul pensiei care rămâne în plată, gândiți-vă că acei pensionari, mai există cel puțin un pensionar, 100, 1000 sau 10.000 de pensionari, care au o pensie mai mică decât ei. La același număr de puncte. Dacă dorim, aceia sunt cei 3,8 milioane de pensionari care le cresc pensiile. Deci le avem la același număr de puncte, pe diferite trepte, pensionari care au pensii mai mici decât persoana respectivă. Dacă dorim să facem echitate și pe viitor ca toți să aibă aceeași pensie, este normal ca cei care au pensii mai mici să fie ajuns din urmă de aceștia, urmând ca ulterior toți să crească la fel. Asta înseamnă echitate, asta înseamnă contributivitate. Este simplu, este vorba de formula de calcul. La fel, ca să poată să le crească și lor, sau în cât timp estimați că o să le crească și celor 719? Sunt fiecare în diferite stadii, în funcție de istoricul profesional al fiecăruia, se află în diferite stadii. Sunt mulți care chiar de la 1 ianuarie o să treacă de această perioadă și nu mai se află. Dar sunt alții care au beneficiat de multe avantaje în decursul pensionării, și atunci au un cuantum mai mare, mult mai mare al pensiei și atunci trebuie să fie ajunși de cei care au un cuantum mult mai mic, iar când se ajunge la același nivel, toți vor crește la fel. Puteți să ne spuneți care a fost cel mai mare cuantum în creștere și în scădere? Pentru că avem peste 1.000 de lei, peste 3.000 de lei, să avem gândire de ansamblu. Bun, asta depinde de istoricul fiecărui pensionar. Deci creșterile depind de istoricul fiecărui pensionar. Dar mai... Vorbiți procentual? Procentual pensiile unele s-au dublat. Știți foarte bine. Nu că v-am mai întrebat toate cea mai mare pensie după recalculare, dar cea mai mare bun, toate datele cu privire la pensiile din sistemul public din România le găsiți actualizate lunar pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice. Dar cuantumul în urma recalculării. Domnul președinte, eu, din datele pe care le-am solicitat colegilor de la Casa Națională de Pensii Publice, în urma recalculării, din cele 3.806.720 de dorsare care au fost pensii cu o creștere, avem circa 791.000 creșteri peste 1.000 de lei. Acestea sunt datele pe filtrele, pe intervalele pe care le-am cerut noi celor de la Casa Națională de Pensii Publice. Cei 1.000 care în septembrie vor lua pensia ca în luna august vor putea recupera ulterior banii? Am explicat asta și mai devreme. Faptul că în continuare toți pensionarii din sistemul public vor beneficia de mecanismul de majorare pe care îl avem prevăzut în mod clar în legea 360/2020. În momentul în care li se face revizuirea va fi făcută începând cu 1 septembrie. Deci chiar dacă decizia de revizuire va fi ulterioară, revizuirea va fi cu 1 septembrie. Doamna ministru, sunt foarte mulți pensionari care spun că își vor căuta dreptatea în instanță din cauza erorilor. Vă asumați blocarea instanțelor din cauza nemulțumirilor pensionarilor și erorilor? Stimată doamnă, noi am făcut o lege bună. Am făcut cea mai bună lege a pensiilor, fiindcă fiecare dintre noi ne dorim
contributivitate și răsplată pentru anii de muncă. Îmi doresc ca pensionarii să nu ajungă la instanță. Acesta este și motivul pentru care noi suntem în permanent dialog cu colegii noștri din casele teritoriale de pensii, astfel încât pensionarii, fie că aleg să sune la o casă de pensii, fie că aleg să trimită un mail, fie că aleg să meargă la o casă teritorială de pensii, să avem această procedură amiabilă în care avem dialog cu pensionarul, facem verificările întâi în sistemul electronic, iar în cazul în care considerăm necesar, atunci se va verifica și fizic împreună cu pensionarul dosarul acestuia care se află în arhiva casei de pensii. În felul acesta ne dorim să comunicăm, să lămurim și să nu punem situația de a alege alte căi pentru a avea o decizie în instanță. Nu ne dorim ca pensionarii să meargă la instanță, ne dorim ca pensionarii să fie lămuriți de colegii noștri de la casele teritoriale de pensii. Ceea ce, inclusiv ieri dimineață, am văzut la un post de televiziune o doamnă, și mi-aș dori să aud mai des astfel de voci la dumneavoastră, care a spus că a fost la o casă de pensii, că a fost primită foarte bine, că a fost lămurită și că deja s-a făcut procedura pentru declanșarea revizuirii dosarului domniei sale de pensie. Prin urmare, aceste soluții pot fi găsite împreună, astfel încât toți pensionarii să se bucure de drepturile lor, fără a merge la instanță. Bun. Punctele de stabilitate sunt puncte care se acordă doar pentru perioadele de cotizare contributive mai lungi de 25 de ani. Deci, ce ai peste stagiul contributiv de cotizare mai mare decât de 25 de ani, astfel încât să recompensăm, să răsplătim munca și să încurajăm rămânerea în activitate pentru perioade mai lungi de cotizare, astfel încât să asigurăm și sustenabilitatea sistemului public de pensii. Punctele de stabilitate acordate pentru perioadele între 25 și 30 de ani sunt 0,5 puncte pe an, pentru peste 30 de ani între 30 și 35, 0,75 și peste 35 de ani un punct pe an. Punctele de stabilitate nu se acordă pentru perioadele necontributive asimilate, așa cum sunt cele despre care dumneavoastră ați întrebat. Pentru acele perioade se acordă punctaj suplimentar de 0,25 puncte pe an, dar acele perioade nu se regăsesc în stadiul contributiv de cotizare. Nu cunosc un asemenea caz, dar în cazul în care persoana la care dumneavoastră faceți referire a avut studii universitare, dar în aceeași perioadă a și lucrat, nu i se dă punctajul suplimentar de 0,25 pentru perioade asimilate și atunci, sigur, dacă are un stagiu contributiv de cotizare, devine stagiu contributiv și va avea dreptul legal de a obține aceste puncte. Dar, repet,
pentru a putea să formulez o opinie, ar trebui să am în față decizia respectivă și nu numai să am în față decizia respectivă, să și verificăm istoricul care stă în spatele acelei decizii pentru a înțelege situațiile complexe, raporturile complexe care pot apărea ca urmare a istoricului fiecăruia dintre noi. Ce le transmiteți pensionarilor care sunt nevoiți să scoată bani grei din buzunar pentru firmele de activare, pentru taxele de la firmele de activare? Oamenii se întreabă de unde ar putea ei să ia acele sume așa încât să... Bun, în primul rând le transmit tuturor românilor faptul că prin legea 360/2023 am îndreptat o nedreptate, fiindcă după cum știți, pe cadrul legal anterior, nu aveam valorificarea veniturilor nepermanente. Prin noua lege avem includerea sporurilor nepermanente, acordul global al 13-lea salariu, premii, prime și așa mai departe, toate veniturile purtătoare de contribuții de asigurări sociale vor fi luate în calcul pe contributivitate pentru valorificare, pentru adecvarea pensiei pe care pensionarul o are. Cel mai important este că noi am creat dreptul, îndreptând o nedreptate, fiindcă trebuie să vă gândiți pe de o parte la volumul enorm cu care au fost încărcate instanțele din această cauză și la practica neunitară, fiindcă au fost pensionari, cei mai mulți dintre pensionari care au pierdut în momentul când s-au adresat instanțelor pentru valorificarea veniturilor nepermanente. Pe de altă parte, este important să le transmitem pensionarilor, unu, că am recunoscut dreptul datorită legii 360/2023, doi, că pentru perioadele, și vă rog să le transmiteți asta, după aprilie 2001, de când avem declarația 112, care reflectă pentru fiecare asigurat care sunt contribuțiile, după aprilie 2001 nu trebuie să mai aducă nici o dovadă, niciun document. Pentru perioadele dinainte de aprilie 2001 avem două situații. O situație în care angajatorii sunt în activitate. În situația în care angajatorii sunt în activitate, avem articolul 34, aliniatul 5 din Codul Muncii, care stipulează în mod explicit faptul că angajatorii trebuie să elibereze aceste adeverințe pe anexa 6 din legea 360/2023, pe modelul din anexa 6, tuturor angajaților pe care i-au avut, iar în cazul în care angajatorul nu mai este în activitate, atunci, și aici apare problema, pensionarul trebuie să se adreseze deținătorilor privați de arhive. Aici am fost sesizați de pensionari cu privire la faptul că au considerat că în calculul acestor costuri au fost deținători privați de arhive care au venit cu costuri nejustificate. Acesta este motivul pentru care, la rândul nostru, de fiecare dată am semnalat autorității competente, celor care autorizează și controlează deținătorii privați de arhive, și anume partenerii noștri de la Arhivele Naționale, aceste situații, aceștia le-au controlat și chiar ne-au prezentat rezultate în favoarea pensionarilor și doi, în primăvara acestui an am sesizat Consiliul Concurenței pentru ca și aceștia să verifice dacă practicile cu privire la piață sunt respectate de către acești deținători de arhive. Preocuparea noastră principală este ca pensionarilor să le fie ușor acest proces. Chiar astăzi, înainte de a începe conferința de presă, domnul președinte Baciu mi-a prezentat o situație pe care aș vrea să vă spună și dumneavoastră cu privire la aceste adeverințe. Vă rog, domnul președinte. De fapt, vreau să o completez pe doamna ministru. Am alături de mine câteva dosare luate de aici, de aproape, din Lacul Tei sau din Calea Vitan,
și vreau să vă spun că pensionarii, când au depus dosarul de pensie, când a ieșit la pensie, au aceste adeverințe în dosarul de pensie. Noi avem o evidență foarte clară în procesul de evaluare, am identificat aceste dosare, dacă doriți vi le pot și arăta, avem aceste dosare identificate în baza de date, astfel încât cu 1 septembrie noi vom face automat această recalculare din oficiu și le vom emite pensionarilor încă o decizie de pensie cu aceste sporuri cu caracter nepermanent pe care le luăm în calculul pensiei. Deci este total irelevant ce se aude în ultimul timp în spațiu public cu privire la această problemă, pentru că marea majoritate a pensionarilor au aceste adeverințe în dosarele de pensie. E vorba de cei care au perioada după 2001, așa cum a zis și doamna ministru, dar cei care... Păi eu vorbesc cu perioada înainte de 2001, care sunt la dosarele de pensie. Dacă doriți, vi le pot și arăta. Bun. Dacă se pot plafona acele costuri, adică să nu te duci la o firmă de activare să-ți ceară 1.000, 2.000, 3.000 de lei ca să-ți facă treaba. Este o situație care excede domeniul nostru de competență. Bun. Noi vom căuta în continuare să găsim soluții pentru pensionari și vă adresez și dumneavoastră rugămintea, fiindcă, vedeți, deși poate unii dintre dumneavoastră v-ați dori și poate unii dintre dumneavoastră înțelegeți și poate unii dintre dumneavoastră empatizați cu noi, este foarte greu ca noi să reușim să vă transmitem fiecăruia dintre dumneavoastră cum am muncit împreună de la Ministerul Muncii, de la Ministrul Muncii până la fiecare coleg dintr-o casă teritorială de pensii în această perioadă. În același timp, îmi doresc să nu-i ignorăm pe pensionarii care sunt mulțumiți de această reformă. Și aceștia nu sunt puțini. Dar fiindcă nu mai suntem acum 2000 de ani în Grecia antică, în agora în care ne puteam întâlni împreună și asculta unii pe ceilalți, noi, cei care în momentul acesta avem șansa să avem funcții de conducere în statul român, avem șansa de a face reforme pentru o viață mai bună a românilor, avem nevoie de dumneavoastră pentru ca mesajul nostru să ajungă la români. Rugămintea pe care vă adresez este să ne ajutați astfel încât mesajul să ajungă corect și astfel încât românii să conștientizeze faptul că reforma pensiilor din sistemul public este un mare pas înainte și este despre România așa cum ne-o dorim fiecare dintre noi. Dacă muncești mai mult, primești mai mult. Despre asta este reforma pensiilor din sistemul public. Și dumneavoastră veți ajunge într-o zi pensionar. Și este important să vă bucurați de faptul că dacă ați contribuit mai mult, ați avut o pensie mai mare. Dacă ați avut un stagiu mai lung de pensie, aveți o pensie mai mare. Și că... datorită nouă, fiindcă am eliminat acel 9,4, ne putem permite și să ajustăm anual pensiile astfel încât să beneficiem fiecare dintre noi și în perioada de pensie, cumva de a treia tinerețe, perioada în care primim venituri decente și în care ne permitem să avem o viață cât mai bună. Vă adresez rugămintea să ne ajutați astfel încât mesajul nostru să ajungă corect la pensionari. Doamna ministru, revin un pic la ridicarea pragului de impozitare de la 2.000 de lei. Este o măsură ce poate fi implementată în acest an sau o să o vedem în viitor? Aveți un orizont de timp pentru această măsură despre care se discută? Bun, nu eu conduc politica fiscală fiscal-bugetară a guvernului. Vă adresez rugămintea să vă adresați pentru a primi răspunsul corect, răspunsul competent la colegii noștri care au aceste prerogative. Mai am o întrebare, mă rog, pentru domnul președinte al Casei de Pensii, pentru că am primit un tabel cu statistică cu creșterile pentru pensionari în condiții speciale. Aici creșterile sunt un pic mai mari decât prima dată.
celeva de categorii de pensii, categoriile de pensii normale, ne puteți spune care este pensia medie pentru mineri și alte categorii care au lucrat în condiții speciale, dacă ei vor avea o creștere substanțială, aveau pensii mici oricum, sau cum ei aveau pensii mici. Din câte știu eu, în această activitate de minerit, pensia medie este undeva de 6.000 de lei în prezent și mă refer în principal la județele unde sunt, unde s-a prestat această activitate, județul în preponderent, județul Hunedoara și județul Gorj. Și cam cât o să crească cu 10, peste 10.000, am văzut aici, o să fie o pensie medie mai mare de 6.000. Dacă avem creșterile pe care dumneavoastră le aveți, evident, ele se adaugă la actuala pensie pe care o au umplat. Bun, vă mulțumim foarte mult și vă dorim numai bine. Da, și vă dorim să aveți o pensie lungă și cu sănătate. Și sigur, cu un quantum cât mai bun datorită activității dumneavoastră. Până în 2035. Mulțumim foarte mult, vă dorim numai bine. La revedere!